O dimineață de milioane cu Toader Păun la Europa FM. La Europa FM în această vară am zis să cunoaștem oamenii care ne pot ajuta să ne dezvoltăm pe direcții pe care nici nu bănuim și am apelat la un coleg. Îl știți de pe frecvențele Europa FM, dar mai cu seamă îl știți mai recent de pe frecvențele colegilor de la Virgin Radio România. Acolo Lucian Popescu va duce știrile, este și omul din spatele a tot ceea ce înseamnă social media pentru Virgin Radio, dar nu l-am adus pentru ceea ce face la concurență, ci pentru ceea ce face el în timpul liber, și anume crește un vlog. Neața, Lucian. Salut, salutare, Neața. Ce e la chiar... vlog, în primul rând? Uh, vlog, dacă e, se traduce în motamos, e video -blog. Ce e blogul, doar că e cu video. Am -ați prins? înțeles. Da? Și tu ce te-ai apucat, practic, să faci? Cum s a venit ideea asta, să-ți faci un vlog? Um... E o poveste destul de lungă. Am trăit în ultimii ani cu impresia că nu, îmi trebuie, trebuie să învăț să fac ceva în orice limbă. Și asta se traduce într-un fel în, de exemplu, poți să, poți să înveți să fii frizer, poți să fii șofer în altă țară. Dacă vrei la un moment dat să pleci din România, îți trebuie ceva care să nu implice neapărat limba țării din care te duci. Și am zis, băi, cred că mi-ar plăcea să, să filmez și să, și să editez. Lucru pe care îl poți face mâine, de exemplu, dacă vreau să plec din România, plec, să zicem, în Bali. În Bali poți să filmezi și să montezi. Și am zis să trebuie să fac chestia asta, știam, aveam câteva noțiuni. Am zis nu o să pot niciodată să fac treaba asta dacă nu mă apuc să fac ceva, și YouTube e platforma pe care pot să publici. Cu alte cuvinte, YouTube-ul pentru mine e o platformă pe care am început să învăț să filmez și să editez, dar între timp s-a transformat în un canal de YouTube care funcționează, care are o mică comunitate strânsă prin butonul subscribe și care a ajuns să-mi placă foarte, foarte mult. Apropo de vlog, de călătorit, nu ți-am văzut episodul cu Bali, în schimb am văzut un episod într o altă țară cu... Din Cuba. Exotic, exact. Cum este să te duci ca turist, dar mai cu seamă să te duci ca vlogger într-un loc? Cum vezi locul respectiv? E, e foarte diferit. Acum e și singura țară în care am fost, mi-am luat camera și am început să filmez, dar e și pe o țară încă... comunista. în care regulile sunt diferite, în care trebuie să te duci să iei aprobări pe, inclusiv pentru a face vlog. Trebuie să ai un ecuson la tine că e jurnalist, trebuie să depui câteva formulare, trebuie să aștepți, e, e, e un pic alambicat așa ce e birocratia. Și dacă filmezi pe stradă și nu ai, ți se întâmplă lucruri? Te poți fi întrebat de către poliție ce faci, moment în care tu trebuie să ai un badge, o acreditare pe care să o scoți și să o, să o arăți. Dar ca să primești acreditarea asta e un întreg șir birocratic pe care nu îl doresc nimănui. Dar până la urmă am rezolvat și am reușit să filmez și am văzut niște chestii excepționale. E cu totul altă lume acolo. Foarte diferit față de a te filma pe stradă în România, nu e Oamenii se uită oricum ciudat. Asta am învățat de când am început vlogul, că oricât vrei, ai vrea tu să te ascunzi, dacă te vede cineva pe stradă, că ți o cameră în mână și vorbești cu ea, tot se uită ciudat Opa. la tine. Da, Ce se întâmplă cu asta? Dar am trecut peste, peste faza asta, nu mă mai interesează, nu mai văd oamenii din jurul meu. Nu mă interesează că se uită ciudat, nu mi se pare că fac ceva ciudat și e pur și simplu o lasă așa. Da, mă gândeam un pic diferit ca experiență. Ca turist, te duci să trăiești toate experiențele pentru tine, să te bucuri de ele, eventual mai rămâi și la o terasă un pic mai mult, însă în momentul în care ai și camera în mână, dacă rămâi prea mult la o terasă, s-ar putea să tremure mâna cu camera. Da, așa e. Nu ai același, nu ești la fel de relaxat ca un turist care nu filmează, care se duce pur și simplu pentru el. Te duci practic pentru și pentru acei 1500 de oameni care ți-au dat subscribe pe YouTube. Pentru că dacă anunți înainte că pleci în Cuba, oamenii vor vrea să vadă lucruri de acolo și atunci ești nevoit să iei după tine între ghilimele niște oameni, asta te înseamnă că ești un pic la muncă, nu ești, nu ești doar în vacanță. Dar asta nu te oprește neapărat să te bucuri de ce vezi pe acolo. Până la urmă tot, tot vezi. Atâta doar că Uneori trebuie să mai rămâi mai mult decât e nevoie într-un loc pentru că vrei să filmezi, deși l-ai epuizat vizual. Dar trebuie să-l exploatezi vizual și pentru oamenii care te urmăresc. Unghiuri. Exact. Uh, e concurența foarte mare pe ceea ce se întâmplă online, regulile se schimbă cam în fiecare zi și trebuie să te adaptezi. E oarecum frustrant să vezi că vin o groază de puștani care au foarte mult timp liber, care n-au și un job și de multe ori au engagement ca să vorbim în. Acum, depinde cum te raportezi la chestia asta. 100 de mii de oameni între 14 și 18 ani, eu zic că e mai bine să ai 20 de mii de oameni între 25 și 35 de ani. Pentru că oamenii au alt standard, le comunici lucrurile altfel, au alte așteptări de la tine, nu îți fac clicuri pentru că ai pus un titlu de genul Sunt Virgină sau ce alte... am pe exemple mai avem din YouTube-ul românesc, eu nu pot să zic că simt concurența asta. Pentru mine nu prea există concurență. Nu știu, nu mă raportez la ce fac alții. E un lucru pe care l-am făcut toată viața. Nu m-a interesat ce au făcut alții, m-a interesat ce am făcut eu și nu cred că există reguli în vlog. Nu există o carte care te învață cum să faci un vlog, nu există cineva care să-ți reglementeze treaba asta, să-ți spună ce să spui și ce să nu spui, cum să filmezi din ce unghi și așa mai departe vlogul, într-un fel și asta e frumusețea, știi? Și ăsta e un alt motiv pentru care m-am apucat de vlog, pentru că mă săturasem să-mi spună cineva ce și cum să fac, știi? Și pe platforma asta eu sunt cel care decide cum stau lucrurile, cum sunt filmate, cum sunt spuse, care e povestea și în ce fel o spunem și ce abordare îi dăm. Te consumă comentariile care nu sunt neapărat pozitive? Nu sunt foarte multe. De bine, de rău sunt încă în stadiul în care uh, hate pe canalul meu de YouTube, bine, nici nu au de ce, știi? Adică nu, eu nu, nu discut subiecte controversate, uh, nu mă bag în scandaluri, nu am chestii de genul ăsta, deci nu, n-ar avea de ce să comenteze. Uh, uite, -ți dau un exemplu recent Am făcut un uh, episod de vlog cu Mădelina, Cu prietena mea Despre ce seriale urmărim Și cineva, tocmai scris zilele trecute Deși vlogul e deja de vreo două luni uh, Ne-a reproșat că am dat spoilere Deși noi nu făcusem altceva decât să dăm Adică nu dădusem mai multe informații Decât ai avea în trailerul unui uh, serial Dar, na, pentru în orice există hate Știi, până la urmă sunt două comentarii de hate, dar sunt 50 de apreciere. So, na, nu poți să mulțumești pe toată lumea. Vreau să ne întoarcem la Cuba. În general, vlogul tău este despre experiențele personale pe care le trăiești tu împreună cu prietena ta și împreună cu un grup de prieteni din, din ce am văzut. Acum, după ce ai experimentat Cuba și ai văzut cât de bine poți să arăți un loc vizual, pentru că l-ai arătat foarte bine și sper să mai urmeze și, mai, și alte mai episoade. Mai te gândești cumva să te reprofilezi, să te duci pe un vlog de turism sau să schimbi cumva direcția? Mă întreabă foarte multe lume de treaba asta și primesc întrebarea de când m-am apucat de vlog despre ce e vlogul tău și mi-e greu să găsesc un răspuns, mi-e foarte teamă să mă duc spre o anumită nișă, pentru că mi-ar plăcea să pot să fac mult mai multe lucruri, știi? Într-un fel știu că e, o, 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 e și o pierdere în, în toată treaba asta, dar pentru mine personal e un câștig că. A, Ajung să experimentez mai multe lucruri. Da, mi-ar plăcea să fac un, un vlog de travel, dar mi-ar plăcea în același timp să fie și un vlog de recenzii de restaurante sau de recenzii de filme uh, sau de uh, nu știu, you name it. Uh, tips Gageturi pentru gadgeturi și chestii de genul ăsta. Da. Uh, cum ziceam, e, e un pic de pierdere aici Pentru că na, îți e, fragmentezi publicul Și ajungi să ai mai puține vizualizări Dar nu, nu e despre asta, știi? Adică, și consider că ai câștigat de când te-ai apucat să faci vlogul Am învățat să filmez și să editez Și sunt atât de mândru de mine când mă uit de la un episod la altul Știi cum crește calitatea și cum mi-e mult mai ușor să fac Mi-e mult mai rapid Um, au fost și câteva contracte pe care le-am am reușit să le aduc Pe care de fapt n-am reușit să le aduc, că nu, nu le-am adus Eu au venit ele de la sine Ceea ce e un alt plus Financiar, vorbind um, Am câștigat încredere în mine, în primul rând e mult, mai, e mult mai simplu Din moment ce porți o conversație cu o cameră E mult mai simplu să socializezi după, știi? Pentru că, na... Nu e, nimic, nu e nimic mai ciudat decât să vorbești cu un obiectiv, să te uiți într-un obiectiv. Și oricum nu poți fi uh, niciodată, și mereu spun asta, nu poți fi uh, 100% natural, pentru că vorbești cu o cameră. Multe lume îmi spune, bă, dar nu ești chiar tu în momentul în care te văd pe vlog. Oameni care mă știu de ani de zile și care știu cum sunt eu. Zic, bă, dar nici n-am cum să fiu chiar eu. Gândește că nu vorbesc cu tine. Nu suntem noi doi față în față. Sunt eu și o cameră. Îți prezint niște lucruri. Eu n-am o replică din partea acelei camere. Practic un monolog. Cam asta ar fi. E ceva ce crezi că ai pierdut? Sau a trebuit să renunți la ceva ca să faci vlogul? Absolut nimic, nu. Sunt uh, super mândru de mine că am reușit să fac asta și super. Uh, am o super mare încredere în mine că o să reușesc să cresc și să o fac și mai bine, din ce în ce mai bine. Adică până acum n-am văzut niciun downside în toată treaba asta. ți ai făcut cumva vreo agenda să reușești să-ți păstrezi. Uh calendarul după care postezi când faci filmările sau totul lasă să se întâmple natural. La început am, am zis că o să fie un vlog pe săptămână, cu timpul având și munca la radio și fiind și bă, foarte bă, meticulos în tot ce fac și stau destul de mult. Mie mi ia să editez un vlog cam uneori chiar și 7-8 ore, știi? Nu mai reușesc să pun un vlog pe pe săptămână și atunci am zis, băi, eu niciodată n-am fost bun la calendar și la chestii programate, lasă să fie așa cum e și când apuc să-l fac, îl fac, oricum îmi place să-l fac." Deci tind să încerc să-mi fac timp pentru chestia asta și reușesc de cele mai multe ori. Se mai întâmplă, mai sunt pauze de câte o săptămână sau două săptămâni, dar nu e o mare problemă. Scad vizualizările, în schimb. Dacă vrea cineva să-ți calce pe urme, să se apuce de vlog, de vlogging... Așa. Ce sfat i-ai da? Eu, cu un an înainte... Cam un, un an înainte să mă apuc, înainte să încep canalul de YouTube, am stat și am consumat și m-am uitat pe YouTube și mi-a plăcut, n-a fost o corvoadă, știi? Adică mi-am găsit uh, vlogări care mi-au plăcut, de la care m-am inspirat Casey Neistat, Peter McKinnon, uh, Travel Feels, uh, Canale pe care le-am urmărit încă de la 10.000 de, mai puțin Casey Neistat, de, de exemplu Peter McKinnon are 2 milioane jumate de subscriberi acum, îl urmăresc de când avea 10.000 și am învățat de la el uitându-mă la fiecare episod în fiecare săptămână cam tot ce știu să fac până acum, deci sfatul ar fi să Consumi cât mai mult Dacă vrei să faci e, e o chestie general valabilă Vrei să faci un lucru Încearcă să te documentezi cât mai bine Pe acel lucru Și în, are două, două drumuri Chestia asta Odată îți dai seama dacă îți place Și mie mi-a plăcut Și odată înveți Pe cealaltă parte Oricum dacă îți place N-ai cum să, să, nu, să nu înveți De ce treaba asta cu uh, idolii Și uh, uh, n-am crezut vreodată că la 27 de ani o să mai devin fan ceva sau mai ales să devin fan un, fanul unui om de pe YouTube, știi? Dar uite ce s-a întâmplat și sunt atâția și scriu și vorbesc cu ei, știi? Adică e, e, foarte tare lumea în care trăim. Lucian Popescu, mersi mult! Mulțumesc și eu! Succes! Dimineață plăcută! O dimineață de milioane cu Toader Păun la Europa FM